aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urește pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus. Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. De naș și venit și nu le aș fi vorbit, păcat nu ar avea, dar acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. De nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea, dar acum m-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar aceasta, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Iar când va veni mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la tatăl, Duhul adevărului, care de la tatăl porcede, acela va mărturisi despre mine și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă smintiți. Vă vor scoate pe voi din sinagogi, dar vine ceasul când tot cel ce vă ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu.